ziua tuturor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Artvis Dana. Eu mă numesc Dana și astăzi vă voi arăta toate lucrările mele care sunt începute pe parcursul anului 2021. Anul acesta am început cu această lucrare. V-am arătat și vouă de ce conține acest set de fluturaj. Aceasta este schema după care eu mă orientez ca să pot coase. Jumătate din el deja l-am cusut. Iată, așa am încălzit. Se primește destul de bine, destul de frumos. La acest fluture sunt de tot 1680 de vitere, trebuie să fie cusute. Eu deja 53% am cosut la el și mi-au rămas puțin ca să-l termin. Nu mi-a luat mult timp ca să cos acest fluture. Iată, dacă calculez, 2, 3, 4, 5, 5 zile. Da, 5 zile am cosut jumătate de fluturaj. Mi-am rămâne cam încă 4 sau 5 zile ca să-l termin. Ce pot să vă spun? Se coase foarte greu. Iată, aici l-am acușorul și ața. O să continui următoarea aripă. Îmi vine foarte greu deoarece această ață permanent se anină de aripioare sau de acest plastic și se coase mult mai greu. De asemenea, trebuie cusutura de făcut un pas în urma acului, este altă tehnică și iată așa se primește în spate, practic nu se vede, nu se văd nodurile, pentru că nu se face. Iată așa. Voi continua și vă voi arăta rezultatul final. Următoarea lucrare începută acest an, iată, Luminile New York-ului, așa se numește această lucrare, este formatul A3. Această lucrare vor fi cusute 5880 de margele. Este de la firma Acorns.com.ua, acesta este chiar și site-ul lor. Formatul A3, seria K189, Agni New York. Iată ce a fost cusut până acum. Am cusut 24%. Această lucrare nu v-am arătat ce nuanțe de margele am ales, dar urmează să primez și să vă arăt și vouă. Iată, cam așa bucată am cusut. Urmează să finalizez. Când va fi gata, desigur că vă voi arăta și vouă. Următorul proiect este un tricou. Eu mi l-am prins așa cu bindere, pentru că nu mă încurca la cusut. Este pe acest cerc. Și cum arată el? Bine, acum este șifonat, dar desigur când va fi gata, va fi spălat și călcat. Iată, acest tricou este cu mânica scurtă. Eu am început a coase, dacă să luăm după statistică, pe 10 iunie. Așa, am cusut la el 6 zile. Deci în 6 zile am cusut 48% din toată lucrarea. 3400 de bisere vor fi cusute de tot acest
despre această aplicație, ce a trebuit să adaug eu la această lucrare, la acest tricou. A trebuit ca să înclei în spate această bucată de frizelin care nu era în complet, deci nici mărgelele nu erau, le-am cumpărat aparte, și această aplicație de frizelin tot am cumpărat-o aparte, după care am călcat-o cu firul de călcat și ea se lipește. Această floare de lilie a fost cusută și jumătate din trandafir, iată mi-a rămas și acolo, aici coața. Jumătate deja este cusută, rămâne să o termin până la capăt și să cos și a doua floricică roșie. Nu pot spune că este un trandafir, dar vom vedea până la capăt, până la urmă ce se va primi și aceste două albătrele. Iată când va fi gata, desigur că vă voi arăta și rezultatul final. Următoarea lucrare este chizales în acuarelă. V-am arătat selectarea mărgelelor la această lucrare și iată ce am cosit eu până acum. Iată aici îmi este scris că de tot vor fi cusute 3950 de mărgele. Până acum am cosut 35% din această lucrare. Aici este articolul, firma pe la care este cumpărată. Și așa arată până la momentul dat. Dat și mai aproape cum s-a primit. Îmi place cum se primește, foarte frumos. Următoarea lucrare este Victorian Skyline. Aceste trei dame le-ați văzut cum am selectat eu nuanțele de biser. La ea am cusut doar două zile și aceasta este doar partea de sus, pălăria. La o parte din pălărie și acest puf. Prima zi am cusut partea de sus, iar a doua zi partea de jos. Îmi rămâne încă o zi să fac această parte și apoi în jos toată lucrarea. M-am oprit la ea deoarece mi se pare că se primește o nuanță mult mai închisă pe partea de sus. Acest cafeniu, iată cum va arăta, cum arată el de fapt în schemă. Este acest cafeniu închis și mi s-a propus de fapt în această lucrare să iau 17783, această nuanță de cafeniu închis, iar mie nu mi-a plăcut că era mult mai închis decât aceasta care am ales eu, dar iată așa se primește acum la noi. Voi continua să cos desigur și rochia și când voi ajunge la partea de jos, voi vedea ce voi face. Lucrarea aceasta conține 4130 de mărgele. Până la moment, iată doar bucățica de sus, am cusut 16%. Nu este mult de cusut la ea, v-am spus că două zile am cusut. Dacă să depun efort mai intensiv, în o săptămână cred că o termin, dar eu iubesc să schimb lucrările, să cos diferite lucrări, depinde de dispoziția mea în fiecare zi și după dispoziție aleg culorile sau lucrările care doresc să le fac în acea zi. Următoarea lucrare
iată această corabie. Ați văzut-o deja cu selectarea nuanțelor de biser. Nu cape, deoarece este mărimea A3. Iată, până la moment, atât am cusut. Îmi rămâne și partea de sus, destul de mult. Este o lucrare mult mai mare. A3, dar este total. Deci se coase, nu parțial, dar total. Ea conține 24.500 de mărcele. Până la moment am cusut 7.000 de mărgele și asta s-a primit 28,57%. Eu am descărcat de pe internet această programă, Cross Stitch Planner. Este o programă cu planificarea proiectelor care sunt acum în lucru, care sunt planificate pe viitor. Iată, vă voi arăta. Și în arhivă eu deja am lucrările care le-am finalizat deja și care doresc să le cos. Iată, aceasta urmează să o cos, iar această damă, Lady, deja ați văzut-o finalizată. Iată, 100%. Finalizată. Acest proiect deja a fost finalizat 100%. Acesta tot este finalizat, doar rămâne să cos datele copilului. Următoarele proiecte, iată, a fost acesta finalizat, organizatorul 100%, centuța, acvarium și alte lucrări. Iată, acest suport de chei tot a fost finalizat și mai am și alte lucrări. Iată, pânduța, tot a fost finalizat 100%. Acum ne aflăm în lucru, lucrările mele care sunt la moment în lucru și iată acest corabie care v-am spus că conține 24.500 de misere, 7.000 fost 100. Îmi place această programă pentru că e foarte simplă, e ușor de folosit. Menționat, ca să zic așa, câte mărgele am cusut astăzi. De exemplu, astăzi la noi, în statistică, nu avem cusut nimic la această lucrare. Deci în fiecare zi ea înregistrează câte mărcele am cusut la această lucrare. De mult nu am cusut la această lucrare. Ultima zi, haideți să vedem împreună, că am cusut pe 2 iulie 420 de mărgele. Dacă astăzi voi coase la ea, iată, apăsăm pe plus, scriem numărul de bisere care sau de mărgele care noi le-am cusut și apas adaugă. Acum, fiindcă nu am cusut, anulez această comandă și aici se adaugă numărul de mărgele cusute în fiecare zi. Iată, aici sunt proiectele care vă le-am arătat. Am și un proiect cu cruciuliță. Asta vă voi arăta în alt video. Iată, acestea au fost lucrările care am vrut să vă le arăt astăzi, care sunt în lucru la moment și care zi de zi le schimb. În fiecare zi cos diferite proiecte, așa cum v-am spus, după dispoziție. Urmează să vă arăt în continuare ce am mai cusut eu sau ce am planificat să mai cus. Vă doresc la toți o zi bună și câte mai multe proiecte în lucru și finalizate.